Înregistrează-mă, dar. Înregistrez. Ai vorbit cu primara din Trușeni și... I-am trimis fotografiile pe eu de fiecare dată când vă problema apare pe în sat, care trebuie problema să primăria să implice și să o soluționeze, îi trimitem la primărie, dar cui? Dacă viceprimar nu e Dar de ce nu? Încă secretară. n-au ales? Încă n-au majoritate? Majoritatea am înțeles că odată candidatura la un socialist și la Oana Asteană. Și ei când vine, trebuie să aleagă taman anume socialiștii și ăștia de la PUN. Adică nu era nici un consilier de la dânsii când trebuie să anume când să aleagă Ai să boicotau deci. ședința. Că primara, Da, ei din. dacă nu alege Consiliul, poate să numească. Are nu știu câte două Da. șanse le dă S-o Consiliul fost de și o dacă nu... fost de două ori, o Dar fost ei de două boicotează ori și ședința, am înțeles. Bun, și ea e singură. taman boicotează ședința, taman anume aceia care își înaintează candidaturile lor de viceprimari. Pentru că nu se pot împărți între ei, PUN și cu socialiștii, cred că, nu? Că primara e de la PUN. Nu, că, apoi da, și ei trebuie e înaintează unul de la PUN și unul de la socialiști. Și nici Da, așa de la socialiști nu vin. funcție numai una de viceprimar. Funcția, da, e numai una. Deci e concurență. Dar n-au Da. majoritate nici unul, nici altul. N-au astea. A, păi încă Și, nu s-au da, pus de nici. acord, cred că da. Dar nici nu vin. Dar nici nu vin la măcar Ei, un lasă, și consilier rămâne din săraca dânsii. primară din capul ei singură. Și tu îi te plângi Și ei pentru că nu există viceprimar. îi impune pe ăștia de la acum să voteze. Dar ăștia de la acum au zis că da, noi vă susținem. Noi vă asigurăm numărul necesar de astea. Cât nu va ajunge, noi vă susținem. Dar voi, unde sunteți a voștri, ca socialiști și înaintează candidatura, de ce nu vin să susțin candidatura lor Viceprimar, da. de viceprimar? Unde s-a de la PUN? Dar nici candidații nu erau în sală. A fost caz că nici candidații nu erau în sală. Cum pot să-l votez? Ăștia poate aveau întrebări Poate consilierii nu-i care de trebuie. acord candidatul, da? Să nu vrea să fie Dar poate avea viceprimar. o întrebări la candidatul și el, ar fi, să vadă și plan de lucru Corect. are și măcar se audă semn. Nici nu erau în sală, înțelegi? Și e clar, lucru că ei nu votau, zic că asta e bătaie de joc, bă, și chiar. Și o dată, două ori, trei ori și amenă primarul are de dreptul să-și numească prin dispoziție. Nici Exact. lucrul ăsta n-al face. Consilierii ăștia și tot le pune pe gât la ăștia de la acum să voteze, că iau majoritatea, hai votați-mi, votați-mi, votați-mi viceprimar. Deci au zis cu doamna primar, dar aveți de drept prin dispoziție să vă numiți viceprimar. Dacă aveți așa mare încredere în trânsii, dar cred că aveți, dacă odată și înaintați, și asumați-vă responsabilitatea și vă numiți. Nu, eu vreau voi să mi votați. Teme că o să fie contestată în instanță și anulată decizia. Încă nu Nu, știi să o facă formal, da? eu presupun că ei totuși nu are încredere în competența lor și în caz de a se facă ei o gafă și n-a să-i sprăjească cu lucru, apoi ei se poate să zică, dar nu eu i-am numit, De acord. Consiliul ia ca ieși de la cum ni-o votat, eu nu i-am vrut pe dâns, ia ca ei ni-o votat, ia ca eu bănuiesc că așa poate, și așa variant poate și eu. Clar, bun. Și îi semnalez femeii probleme Și îi și... semnalez odată, două, trei ori, și e gata de am blocat, nu vreți comunici cu mine, nu vrei astea. Și i-am trimis secretarii primăriei, i-am trimis fotografiile și i-am spus, zic, dacă i-am scris mesaj, zic, dacă voi convingeți polițistul de sector să apuce de lucru și să investigheze cazul este, eu îl ajut, că eu am și eu niște bănuieli și cam cine o astea, nu știu cam de unde puteți vii gunoiul și la marginea drumului. Și astea, ei ne spune că du-te cu cereri, du-te astea, zic eu, în primul rând, e carantina mea, nu trebuie să ies, nici n-am chiar mare chef să ies din casă. Dar, într-al doilea rând, și polițiștii ăștia s-au făcut niște birocrați și trebuie cu săptămânile și cu lunile să stea. Dar dacă primăria, este lucru primăriei să aibă astea, treaba lor, ei primesc bani pentru asta, ei lasă să gândească, ei au promis la oameni ca să facă curat, să aibă grijă Păi am văzut că primara splânge că au făcut curat, dar oamenii continuă să ducă gunoiul la marginea satului. So, vreo 2 ani în urmă, la primărie, la Consiliu, au venit viceprimarii și primarul cu o rugăminte că să-i acorde bani, Consiliu să-i aloce și bani, că să cumpere camere de filmat la fosta gunoi ăștia, acolo unde arde tot timpul. A, dar de unde se atragă curent acolo? Ce au?
Nu știu. Ei, apoi anume că se trag, acolo merge curent de tensiune înaltă, trebuie transformator. Sau cu baterii solare, poate. Sau poate, eu nu știu cum. Treaba lor. Și Și... ei au venit cu asta, nu că ei de-am nici nu mai știm ce să mai facem. Asta nu cu aceștia care duc gunoi neautorizat, care aduc din oraș, astea la margini de drumuri și vrem să ne acordați o sumă de bani că punem camere de filmat de astea capcană. Mascate, Și ascunse cumva, da. da, care cu acumulator și o săptămână, două, adică numai o persoană să știe Amplasarea unde lor, și, da. da, și cu duc și să le mute, adică eu nu știu, ceva de felul ăsta, dar vă câteva trebuie să șadă și staționare și Da, stâlpuri. gunoi am văzut că se duce nu doar acolo de la deal de biserică sau în fosta carieră de lut, dar se duce în toată marginea satului, toate râpile spline cu gunoi la Trușeni. Da, pe tot locul. Păi câte camere Și trebuie să pui? nu, la măcar la este an. Consiliul eu le-a dat bani. Piște 200 de mii de lei. Trebuie 24 de camere și procurate. Oho. Am mai înșețișor, înșețișor, că de spun, dar eu le-am dat propunerea, zic că la cimitir, aici unde sunt cimitirile astea, sunt activat tomberoane de ei mari. O pus, anume că când de la cimitir oamenii fac curat, spui drept în tomberon și vine mașina care prestează servicii și le încarcă și le ducă. Și eu acceptat. Zic, puneți și acolo o cameră, că mulți șmecheri de-a mă vin cu mașinile și aduc gunoiul de acasă și descarcă drept din bagajnic la mașină, din astea sașii cu gunoi, pune și zic, puneți și acolo și să-i depistați cine. Bună, spunem și acolo, astea. Peste tot locul opus cameră de filmat, eu nu știu, 24 sau nu 24, dar nici una nu-i pusă la gunoi ăștia și ei care din... La gunoiștile astea, cum a fost ideea și la ce s-a pornit. Eu uitat la ce s-a pornit camerele astea de filmat. O pus pe o grada școlilor să vadă cum se joacă copiii la o grada școlilor. Mai multe idei astea. Păi sunt mai multe probleme în sat, inclusiv furtul sau eu știu, Furtul, da, distrugerea bunurilor publice, nu doar adusul de gunoi. ei s-au pornit, ei când au venit cu cerința și cu rugămintea la consilieri, consilierii le-au alocat bani că să procure cămeri pentru... și-au votat cu toți, firma mai venit că le mai trebuie și le-au mai dat. Firma au cerut bani pentru panouri de astea, că scrie gunoi ăștia interzise. Nici panouri celeanu nu. E ca momente de este, Ana, care parcă îți pare Clar, că n-ar Sergiu. costa. Deci te-au blocat pentru că îi raportezi prea mult și ai dat niște poze cu gunoi aruncat recent. Ce erau? Niște borcane cu conserve acolo. Niște borcane cu conserve, depinde și depinde ce-o scos, o făcut curat și-o scos. Poate omul n-a vrut să le arunce, a vrut să le dea cuiva pomană, de asta le-a pus lângă biserică, să vină cineva să le ia, Dar poate nu sunt numai de un an lângă vechine, biserică, nu-s vechi nu la tare. biserică. Nu spus la biserică, din marginea drumului, acolo care duci pe dealuri, Păi la mai la deal clădiri, de la oameni. biserică, da. Nu, la vale de, lângă cimitir, mai la vale de cimitir. Ăsta nou, lângă cimitirul nou, înspre Chișinău, înspre Dumbrava? Am Da, înțeles. înspre cimitirul este, dar amu azi dimineață, când iar am trecut pe acolo, mă uit, dar i-am trimis la secretar și am trimis la câțiva consilieri. Zic, luați-vă, măcar voi, astea, măcar voi luați inițiativă, întreprindeți ceva dacă primarul, că primărița socoate că consilierii sunt subalternii și când, fiecare dată când îi sunam, dar și nu suni numai ei și nu suniți la consilieri. Dar consilierii odată în 3 luni se întâlnesc și primesc ca o indemnizație de 750 lei și au și ei astea, dar ei nu s-au angajat oficial la lucru, la primărie, la Cu astea, salariul lunar și cu cu obligațiile, da. salariu, dar e că tot înseamnă că iau unde sunt consilieri, unde e are așa o impresie că consilierii sunt subalternii ei și ei trebuie să-l ascult și ei nu spun ei, știi? Ia că e Când de la dânsa fapt e cam și... invers, Consiliul trebuie să decide tot și ea trebuie să execute. Da, cam așa. E, și până trebuie să iară socoteală la... să o întrebe, arată cum ai executat deciziile noastre. Și primarul E, nu-i până singur, trebuie să... are acolo un aparat întreg și poate să mai facă 30, angajări. 30 ceva de funcționari publici, 34 sau 32. Nu știu Și dacă în nu tipul intră ăștia acolo vă și... câteva zvod, Nu știu vă dacă nu intră câteva acolo zvoduri și de... angajații de la grădinițe.
și angajații de la grădiniță, dar nu. Nu, nu ți-am zis. Posibil, nu mai... Dar am uian în comisia asta de celula asta de criză, tot între directorii de la școli, directorul la grădiniță, pochii amândoi. Dar ce doi aveți? A, unul tânăr și ăsta care Unul se scaldă în nu, unul aghiazmă. de la Dumbrava, unul de la Dumbrava și unul la Tușeni. Am înțeles. Nu știi Și ce o să este fac tot. acum de Paști? Am înțeles că chiar preotul ăsta, Secrii Andrei, parohul ăsta nostru, care a venit cu un mesaj pe Facebook că a să fac slujbă, așa eu am înțeles din mesajul și ăla, a să fac slujbă el și cândva, nu știu, poate cu o altă preot, dar fără oameni în biserică și după slujba să îmble noaptea pe sat și care să vrei oamenii să, sfințească, să le sfințească Pasca, care ați vrei să sfințească Pasca, să iasă cu Pasca în fața poartei și el să le sfințească. Dar păs zeci de kilometri de distanță el ce o să reușească să meargă pe la tot? Sau i-a chemat la drumul principal cumva, la cel asfaltat Nu, sau cum? nu, am înțeles că în fața porților să iasă, dar la care drum? Poate a mai venit până atunci cu oameni. Eu am umblat prin satul cel strâng semnături și am obosit să merg câteva zile la rând. Pe sunt o trebuie grămadă, două săptămâni. Sunt o grămadă de drumuri. El cum o să meargă în noaptea de Paști pe toate drumurile? Sau o să-i aleagă numai pe Sprânceană, pe cei mai boieroși care stau la drumul principal? Dar Nevașcova n-a să ajungă, de exemplu, sau un satul nou. Nu știu. Ia să vadă și el la cui ieși la socoteală, care, la care a să-i dea comandă la el așa să ducă. Bun, Sergiu, mulțumesc pentru relatare, am înregistrat și publicăm. Dar ideea că am început să vă spun că azi iar am trecut pe acolo, pe unde erau borcanele și ele. O consilieră a publicat asară și i-a rugat să-și duc și ei gunoiul. Stux și ei gunoi să stea, că acolo în afară de borcane cele mai erau pachete, mai erau mai multe. Am uiat cineva un șmecher tot de la Tușeni, s-a dus frumușel și a luat borcanele, le-a destupat, a vărsat conținutul din borcane, că pașile tot au rămas acolo, borcanele s le-a luat la gospodărie. Totul e bun, o reciclat. Celelalte se întorc în natură, staman din astea, cum se Da, da. cheamă, perisabile sau se descompună în natură ușor, nu Da, da. poluează tare și bun, au făcut o treabă. Da, o făcută, dar Poate la asta și s-a ideea gândit cel sau cei care au aruncat gunoiul ăsta, că poate cuiva o să-i folosească măcar borcanele. da, că mă uitam că erau, nici unul nu era sar când am trecut, nici unul nu era stricat, toate erau aranjate, frumușel, știi. Poate într-adevăr s-au gândit că e să facă gine cuiva și de atâta le-au pus. Da, da, pachetele și alea cu gunoi, și lante, deși tot timpul borcale să le duc să le ducă la gunoi, să le lese pachete la gunoi, mă rog, știi. Se grăbea omul. Și gunoi este cei mai arde, că am înțeles că o ars câteva timp în urmă, nu? Apoi da, când la începutul săptămânii. Sau nu mai țin minte. Da, cam cu o săptămână în urmă o ars. S-o a prins taman, a îndepistat și la timp. Dacă se lua în ploarea, păi da, iară au, nu s-ar au publicat un mesaj că s-au închis, dar care gunoi ești? Asta mare sau aceea din Asta loterie? mare, deși e mare. Și dar unde mai duc gunoiul serviciile cele care îl strâng de în sat? Dar pe serviciile cele niciodată nu au dus gunoi acolo. Da, dar unde îl duc? La... La Țânțăreni. Unde duce Chișinău, da? Da, că acolo când ei, o primărie au adus în sat serviciile este iarna, trebuie să fac consultări publice. Că este serviciu public și trebuie să fac consultări publice cu oamenii să astea. Și ei nu au făcut lucrul ăsta și eu am făcut scandal și au făcut de după și Consiliul le-a aprobat, le-a dat voi, după și eu am făcut scandal în dată după ședințele Consiliului, chiar și la ședința Consiliului și în dată și ei, știu, o două săptămâni au adunat oameni, clar că nu s-au mai dus acolo și niște și oameni, dar s-au făcut un fel de consultări publice și eu am solicitat că totuși deamă că ei insistau că și bă 30 de lei de ridicare de tomberon, știi? Și eu am insistat, am văzut că la oameni le convine prețul, este nimeni nu s-a
exprimat nemulțumirea și am insistat, zic, dacă totuși rămâne Preotul Stean, eu insist că și în contract indicat că să gunoiul să iasă din afara satului, să nu și bă mutat din sat pe dealul cu Stean. Și eu am modificat contractul. Bravo! Felicitări! Te așteptăm în Asta Partidul Verde! Nu, asta a fost cam cu 2 ani, mai mult de un an și jumătate, aproape 2 ani se împlinesc. Și pe urmă a insistat că să, tot în contract că, și, bă, că ei vreau să facă monopol, în exclusivitate numai ei, să, așa era făcut în contract și gata, gata, să-l semneze, exclusivitate numai ei să activeze în Tușeni. Și ai înscos punctul Isian, adică mâine nu poate pentru că e și ilegal, nu poți să prestezi în exclusivitate un serviciu. Există agenția antimonopol, poți să o sesizezi și să le dea peste nas. Ei așa vreau eu să fac, dar o totuși o modificat și mai nu poate oricine, adică firmă care dorește, adică să mai... Dar deocamdată nu au venit alții, numai ăștia sunt, da? Nu, deocamdată nu au venit, dar mă rog, știi, viața e viață, nici nu știi Da, da, cât de da. repede poți mai aseană, dar las și bă, ei și încă pe 25 de ani în concesiune Serviciu. serviciu. Foarte bine. Înseamnă că au planuri mari, lasă-l să evacueze. Poate o să vină vremea să-l recicleze, să-l sorteze. Foarte bine. Ca tare serviciile astea nu chiar și se dau pe, în concesiune pe termen lung, de atât că ei ca omul să aibă investesc. stabilitate, da, că Da, investește și vrea să-și scoată el bani. investește în tomberoane, în șeie, Corect. și asta e, mă rog, știi. Dar concurența oricum trebuie să fie. Bravo, corect. Mulțumesc pentru relatare. Bun, la revedere. Noroc.